Câteva zile ne despart de noul an școlar. Acesta vine ca o adevărată provocare pentru managerii din sistem, având în vedere că în școlile noastre lipsesc 7.000 de profesori. Potrivit Ministerului Educației, deficitul de cadre didactice se atestă în special la științele exacte. Această lipsă uriașă de dascăli înseamnă că mulți dintre cei care au rămas vor fi forțați să lucreze mai mult de o normă pentru a acoperi golurile. Așa se întâmplă la Hănăsenii Noi, Leova, unde orele de sport sunt împărțite între unul dintre dascăli și directoare, care la rândul ei are și lecții de istorie. Acum, la moment, nu avem profesori de educație fizică de bază, funcția este vacantă, este înlocuită de o profesoară de clasele primare, deoarece este mai aproape de orele de educație fizică, cunoaște metodologia și inclusiv și dumneavoastră acum este pe foaie de boală și atunci când dumneavoastră este pe foaie de boală, le înlocuiesc eu. Ești normal că o să fac voluntariat, pentru că școlile noastre, școlile mici, avem un buget mic și ne stăruim și facem mai mult voluntariat. Salvarea va veni și de la cadrele didactice pensionare. În rândul acestora se înscrie și Maria Filip din satul Pănășești, Raionul Sreșeni, care, deși se află la pensie, continuă să se prezinte zilnic în fața elevilor, ca să le preda limba română. Salariul, să vă zic, după munca pe care o depui, bineînțeles că nu. Dar în țara în care trăim noi și cu probleme, și poate pe noi ne-o motivat să rămânem, probabil că dragostea asta față de copii. Că totuși nu vreau să fiu falsă, dar într-adevăr asta e. Eu am încercat să mă duc peste hotari, dar nu m-am dus cu ani. Am încercat să mă duc vara, locuiam și eu câte o, pe cineva, câte o lună. Și n-aveți idee, atunci am văzut în ce situații sunt femeile care lucrează acolo. Eu nu putem sta, eu nu avem cu cine comunica. Mă rog, discutam cu persoană, cu bătrână, și da, o lună de zile, dar mie îmi pare că sunt ca la închisoare. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că în acest an doar 407 absolvenți ai instituțiilor pedagogice au ales să muncească în școlile din Republica Moldova. Până 1 septembrie sper să mai crească această cifră. Este cea mai mare cifră din ultimii ani. În același timp, continuăm să ne confruntăm cu un deficit de cadre didactice. Și în acest an, mai mulți profesori vor lucra mai mult de o normă didactică pentru a acoperi acest deficit, a subliniat Dan Perciun. Statistica privind posturile vacante ale cadrelor didactice evidențiază o fluctuație semnificativă în ultimii ani. După o scădere notabilă a numărului de posturi vacante în perioada 2015-2017, situația s-a înrăutățit treptat, ajungând să crească de la un deficit de 1603, cât era în 2016, la 7000 în 2023. Ministrul Perciun a recunoscut că salariul mic este o componentă a acestei probleme, leafa unui tânăr specialist ajungând la 10.000 de lei, al unui profesor cu experiență la 14.000 de lei pentru o normă didactică a unui profesor care are grad didactic superior, deși nu au soluționat încă problema salarială și nici nu au o strategie pentru această problemă, autoritățile se ocupă de altceva, implementează o reformă prin care unele școli sunt comasate cu altele, la fel ca și universitățile, colegii și școli profesionale, iar altele se închid definitiv. Astfel, din 1 septembrie, 10 școli din Moldova își vor înceta activitatea. Alte 13 școli din raioanele Briceni, Căușeni și Ialoveni vor fi reorganizate prin comansarea sau aderarea la alte instituții de învățământ.